Pace Israel, sau că spunem în ebraică veche și la oameni și ală, voi începe prin a da toate lole la Yahweh în numele lui Yahushai, sau stop by giving all praise to Yahweh in the name of Yahushai, onorurii dubla apostolilor al GMS, double honors the apostles of GMS, și onorurii frații că face lucrarilor a lui Domnul Dumnezeu în adevăr și sinceritate. And honors to the brothers doing the work of the Most High in truth and sincerity. Acest este numai începetul judecății de la Yahweh. So this is only the beginning of judgment from Yahweh. Conform Biblie, ce vedem este numai începetul judecății de la Yahweh. Right, so according to the Bible, what we're seeing is only the beginning of judgment from Yahweh. Nu știm ce se va întâmpla cu acest coronavirus, dar știm că vor veni mai multe ciumele mortale, right? But we do know that there will be, we don't know what will happen with this particular coronavirus, we don't know. But we do know that there will be more deadly plagues to come, right? Matei 24, versete 6 la 7. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărătăție împotriva alte împărătății și pe alocuria vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. This is Matthew 24, verses 6 to 7. Right. Ciumele care vor fi mai morte și vor fi mulți morți, right? So the plagues which are to come will be more deadly and there will be a lot of death. Right? Daniel 12, versete 1. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copilul poporului tău, căci aceasta va fi o vreme destrumtorare cum n-ai mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Right, so Daniel 12:1. This is a temple judecati care veni va fi fara precedent, right? So the time of judgment to come will be unprecedented. Pace, Shalom.